Stimați colegi, suntem datori să vedem toate laturile și aspectele unei societăți. Suntem datori să asanăm legislația și să eliminăm greșelile făcute timp de 25 de ani de politică de postdecembristă. Un domeniu deosebit de important este legislația prin intermediul căreia se formează viitorii participanți la traficul automobilistic. Cum sunt instruiți aceștia, care sunt capacitățile lor și care sunt persoanele capabile să efectueze instruirea specifică și necesară șoferilor. Astfel, instructorul auto este în momentul de față persoana care creează premisele ca viitorul șofer să nu reprezinte un pericol pentru sine și pentru ceilalți participanți la trafic. Suntem datori să reglementăm legislația acestei categorii sociale, să o așezăm conform normelor europene și nu să favorizăm pe unii sau pe alții din cauza unor funcționari ce au interese pur personale. Putem considera instructorul auto o meserie liberală. Un liber profesionist care poate alege calea activității independente sau poate să aleagă asocierea alături de alți colegi. Această formă de alegere nu este nici problema guvernului, nici problema parlamentului, forma de exercitare a profesiei fiind o apanaj exclusiv personal al acestor instructori. În momentul de față, funcționarii ministerului de resort fac tot ce le stă în putere pentru a elimina forma de exercitare a profesiei de instructor auto-independent. Sunt convins că acest lucru se desfășoară fără știrea decidentului politic. Nu este corect să-ți faci tot ceea ce stă în putere ca singura formă de exercitare a profesiei să fie cea asociativă, respectiv școlile de șoferi. Este lesne de înțeles concurența acerbă de pe această piață, dar nu este corect ca favorizarea celor cu mai mulți bani să fie efectuată de către funcționarii ministerilor. Nimeni nu forțează un medic să se asocieze sau mai exact să-și desfășoare profesia într-un spital sau într-o clinică privată. Nimeni nu forțează un avocat să-și părăsească propriul cabinet și să devină unul din lucrătorii dintr-o societate civilă avocațială. De asemenea, legislația și practica europeană presupune existența celor două forme de exercitare a profesiei, respectiv școlile de șoferi, precum și instructorul auto-independent. Legislația europeană ne interzice să îngrădim libera exprimare și libera exercitare a unei profesii. Este evident că funcționarii ministerilor de resort nu cunosc acest lucru și încearcă de diverse tertipuri juridice să îngrădească și eventual să interzică exercitarea profesiei de instructor auto-independent. Nu vreau să trag diverse concluzii, dar repet că nu este corect să îngrădești o activitate profesională doar pentru că ai diverse interese să-i favorizezi pe unii sau pe alții. Având în vedere aceste aspecte, vin în fața dumneavoastră, dragi colegi, și vă propun un act normativ care are drept scop să reglementeze și să tragă jalonele învățământului rutier, să clarifice situația celui care pregătește pe viitorul șofer să nu fie un pericol, să fie un om corect și cinstit pe șoselele României, respectiv formatorul auto. Vă mulțumesc!